Guvernul leton și-a anunțat intenția de a prelungi starea de urgență la frontiera cu Belarus din cauza tensiunilor din zonă și a încercărilor de trecere ilegală a migranților care provin în principiu din Orientul Mijlociu și din Asia. Actuala prelungire a stării de urgență declarate pentru prima oară din august 2021 expiră pe data de 10 februarie. Premierul leton a explicat că dacă starea de urgență nu este prelungită, Letonia nu ar fi în măsură să-i respingă pe cei care încearcă să treacă frontiera în mod ilegal și va trebui să-i primească pe toți cei nou veniți, pe toți oamenii pe care Belarusul decide să ni-i trimită. Am încheiat citatul.